Bună copii! În minutele următoare vom învăța despre animale sălbatice. Ce sunt ele? Câte specii sunt? Și ce înseamnă animal sălbatic? Pentru început aș vrea să vă spun ce înseamnă animal sălbatic. De ce există animale domestice și animale sălbatice? Ei bine, cu mulți, mulți ani în urmă, nu au existat animale domestice. Toate animalele erau sălbatice. Cu timpul, omul a reușit să îmblânzească animalele sălbatice, astfel încât animalele sălbatice au devenit domestice și au putut să fie crescute la casa omului. Așa au apărut animalele domestice. Bun, dar cum stăm cu animalele sălbatice? Acestea sunt animale care trăiesc singure, nu are nimeni grijă de ele, adică își găsesc singure de mâncare și loc unde să doarmă. Ele vânează, pescuiesc sau mănâncă fructe și legume din natură. Să știți, unele animale sălbatice nu sunt atât de periculoase. Cele carnivore, adică cele care mănâncă doar carne, sunt cele mai periculoase pentru om. De obicei, animalele sălbatice care nu sunt atât de periculoase pentru om sunt cele care mănâncă fructe, legume, iarbă. De exemplu, ați știut că există rațe sălbatice? Sau iepuri sălbatici? Sau chiar cai sălbatici? Ei bine, acum haideți să vedem care ar fi cele mai cunoscute animale sălbatice din lume. Să începem! Ciuliți bine urechile și deschideți tare ochișorii. Urs brun. Tigru. Arici. Rinocer. Cerb. Leu. Ghepard. Leopard. Jaguar. Gorilă. Elefant. Hipopotam. Urangutan. Veveriță. Râs. Suricată. Urs panda. Urs polar. Raton. Girafă. Antilopă. Bursuc. Cămilă. Cangur. Castor. Furnicar. Hienă. Urs coala. Morsă. Focă. Porc mistreț. Vulpe. Puma. Skunks. Tapir. Liliac. Șarpe. Rinocer. Zebră. Struț. Șacal. Lup. Acum vei vedea o imagine, iar tu va trebui să spui cum se numește animalul.
Sunt sigur că v-a plăcut să aflați atâtea informații interesante despre animalele sălbatice. Dacă vreți să aflați mai multe lucruri interesante, nu uita să te abonezi la canalul nostru. Până data viitoare, să fiți cu minți! Pa, pa!